Situat pe un platou care domină spre est, satul Vlădești de Sus, atestat documentar, inițial în anul 1437, lăcașul de cult este învăluit în legenda încă via unui episod însângerat din eroica lupta înaintașilor pentru menținerea neatârnării vetrei strămoșești. Titorul lăcașului de cult, Marele Vistier Pârvu Vlădescu, prins în ițele unui complot, urmărind înlăturarea de la domnia voievodului său Constantin Șerban, va sfârși precum patronul spiritual al bisericii, tăindu-i se capul din porunca vicleanului domn. Vistierul Pârvu Vlădescu este prins și ucis în apropiere de apa Teleagenului la sfârșitul lunii iulie 1659. Așa se face că Biserica Vlădeștilor, începută de către Marele Boier, a fost desăvârșită de Anca, soția acestuia, care i-a strămutat osemintele peste 3 ani în lăcașul de cult ctitorii de vistier. Astăzi, odată cu enoria și veniți în număr mare, în această zi de sărbătoare și primarul comunei, Cristian Hristu Dică, a fost prezent în Sfântul Lăcaș ca să se roage și să dea o liturghie. Nu sunt eu ce socotez voi că sunt, dar iată vine după mine, cel căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Bărbați, frați, fii din neamul meu Avram, cei dintre voi temători de Dumnezeu, vouă mi s-a primit cuvântul acestei mântuiri, că cei ce locuiesc în Ierusalim și căpetenile lor, necunoscându-l și osândindu-l, au primit glasurile prorocilor, au cerut de la Pilat ca să-l omoare, iar când au săvârșit toate, cele scrise despre el, coborându-l de pe cruce, l-au pus în pământ. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat mai mult de tine celor ce împreună cu el s-au sfârșit și Galileea la el. De drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din locul lui tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire, slavă ție, Doamne! Vremea ce a auzit regele Irod vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc, ca unul dintre proroci. Iar Irod, auzind, zicea: este Ioan, căruia eu am pus să-i taie capul. El a înviat din morți. Căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea. Și, auzindu-l, multe făcea și cu bucurie îl asculta. Deci, fiind o zi cu bun prilej, când Irod de ziua sa de naștere a făcut ospăți dregătorilor lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, iar fiica Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei: orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și ea, ieșind, a zis mamei sale: ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând:
vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorului. Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată, trimițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și i-au spus lui toate câte au făcut și toate câte au învățat. Pe adormiți într-un fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim Iustinian Iustin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe ostașii rămân căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, întregirea neamului, păstrarea dreptei credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe ctitorii sfânt locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe cei ce au să aceste sfinte dar și pe cei pentru care s-au adus vii sau morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, moși, strămoși, părinți, frați și surori, fii și fiice pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Și să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, totdeauna, acum și pururea. Și cei doar de firea omenească și de cuvintele înțeleptului Sira, pentru ce se trufește cel ce este pământ și cel ce este cenușă? Iar dacă el va spune că pământ și cenușă va deveni după moartea sa, fără să înțeleagă faptul că și acum când trăiește nu este nimic mai mult. Să nu se lase înșelat, văzând frumusețea chipului său, simțind că este sănătos și puternic și că se poate bucura de bunătățile de pe acest pământ. Pământ și cenușă este, iar stricarea frumuseții sale începe încă de când el este în viață. Cu toții putem vedea cât de neînsemnată este existența noastră. Nu trebuie să ajungem în clipa morții ca să ne dăm seama că nu suntem nimic pe fața pământului. Să înțelegem lucrul acesta încă de pe acum, îndreptându-ne cu înțelepciune gândul spre noi înșine și în jurul nostru, privindu-ne pe noi și pe ceilalți. Să nu ne pierdem îndrăzneala văzând stricăciunea firii omenești. Dumnezeu nu a lăsat lucrurile să fie astfel pentru că ne-a urât, ci dimpotrivă pentru că ne iubește și se îngrijește de noi. În felul acesta ne dă mereu prilejul să devenim oameni smeriți. Gândiți-vă dacă omul, cu toate că este făcut din pământ, a îndrăznit să spună ridica-mă voi în cerul și mai presus de stelele Dumnezeului Celui Puternic îmi voi așeza jilțul meu. Unde ar fi ajuns gândul său dacă nu l-ar fi strunit frâul firii sale neputincioase? Domnului să ne rugăm!
ce fiecare din noi să-ți aduce ție după putința ale tale, dintr-o ale tale, care dăruiești ca răsplătire bunătățile tale cele veșnice. Cel care ai primit darul cel după puterea al văduvei, primește, Doamne, ceea ce s-a adus aici de către robii tăi. Înaintea Sfântului Mării Proroc, înainte mergător și botezătorului Ioan, a căruia sfântă zi de prăznuire săvârșim astăzi, iar celor care prăznuiesc, dă-le, Doamne, belșugartă de sfătarea bunătăților tale, a celor ce sunt în această lume împreună cu toate ce sunt de folos. Că s-a binecuvântat în numele Tău cel Sfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. După slujba religioasă oficiată de un sobor de 5 preoți, creștinii au fost invitați de către preotul paroh Popescu Retevoi Adelin la praznicul hramului bisericii. Sărbătoarea tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august, fiind considerată zi de post. Ni se cere să postim ca să nu ne asemănăm cu Irod, care din cauza ospățului fără măsură a cerut ca Salomea să-i danseze și drept răsplată i-a oferit capul Sfântului Ioan Botezătorul.